Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Autentic. O ediție pe parcursul căreia aș vrea să vă vorbesc despre ceea ce cândva o minte considerată luminată a timpurilor contemporane, nu neapărat moderne, a spus un principiu pentru care a luptat întreaga viață, pentru care în final chiar și-a dat viața, nu pentru că și-ar fi dorit, deși pur și simplu știa că are toate șansele să se întâmple acest lucru, cum se întâmplă în general cu marile minți ale umanității, sunt scoase din jocul vieții de către un alt individ uman care consideră că munca lor reprezintă un pericol pentru ordinea socială de la un moment dat a unei societăți de obicei închisă, fixistă, o societate care nu acceptă noul, schimbarea. Și este vorba despre Mahatma Gandhi, despre care se spunea la un moment dat, despre care auzeam la un moment dat spunându-se, pentru că el a trăit în Africa o perioadă de timp unde și-a exersat meseria aceea de avocat. Africa spune în felul următor: ni l-ați dat pe Gandhi, vi l-am dat pe Mahatma, pentru că munca lui trezvia, dacă vreți, momentele în care începe să-și pună probleme precum pentru ce trăiesc, de fapt ce se întâmplă, în ce lume mă aflu, acolo la el, în Africa, se acutizează acele sentimente. Vede nedreptăți. Este el însuși nedreptățit, culmea, într-un continent în care rasismul deja manifest, deja foarte puternic, de mult timp afecta viețile acelora de acolo. Totuși, culmea, conform principiului vânătorul devine vânător, el însuși cade pradă unor momente de rasism, nu puține secvențe ale destinului său care îl împing mai departe și îl aduc către descoperirea ceea ce el a numit Satya Graha sau puterea adevărului. Pentru această Satya Graha, Mahatma Gandhi, luptând o viață întreagă. Ce înțelegea el prin Satya Graha? Știți bine, Mahatma Gandhi a pledat pentru non-violență indiferent de situație, indiferent de situația politică, sociopolitică a unei perioade existențiale, a unei comunități umane, a pledat pentru acceptare, pentru înțelegere, pentru răbdare. Această Satya Graha a lui Mahatma Gandhi vine să impună anume un adevăr pe care el îl și dezbate mai departe în conferințele, în luările de cuvânt, atât de la Londra, atât din India și din alte locuri unde a ajuns. El spune că totul, absolut totul în jurul nostru este ținut de adevăr. Întreaga lume este ținută de adevăr. Oricât de mult întuneric care exista într-un loc, există un sâmbure de lumină care dă sens existenței. Oricât de multă sărăcie, există și un sâmbure de speranță, care ne arată calea, doar să avem ochii deschiși, să vedem de ce este cu putință sărăcia în lume, de ce este cu putință violența, de ce sunt cu putință atâtea aparente nedreptăți pe care nu ni le face nicio divinitate. Nedreptăți care vin din aceea că nu înțelegem să instaurăm în noi înșine, în primul rând, pacea, acceptarea, lumina. Satya Graha vine să statueze un principiu unic, că fără adevăr nimic nu ar exista. Adevărul că facem parte dintr-un imens mecanism existențial întreținut de o forță cu mult superioară nouă și care ne-a generat și ne întreține și pe noi, adevărul unic sau această Satya Graha, acest adevăr, această putere a adevărului, că nu suntem singuri, că lumea în care trăim nu este altceva, aceasta de care ne plângem, nu este de fapt decât o reflectare și o reflecție a sinelui nostru. Pentru că dacă noi am înceta să ne impunem sinele nostru, de altfel adesea mediocru, de altfel adesea prea autocentrat, de altfel adesea prea obsedat de propriile aspirații, e prea blând să o spunem, de propriile lui fixații și chiar obsesii, că trebuie să atingă anumite scopuri în viață, de a avea și niciodată de a fi. Sinele uman al
al lumii moderne nu mai încearcă să fie, nu dorește și impune ființei umane neinstruită, deloc disciplinată. Mahatma Gandhi pleda pentru această disciplină, disciplină interioară care ar reflecta imediat disciplina exterioară a unei ființe, a două ființe, trei, comunitate umană. Existența începe din adevăr, continuă cu adevăr și se încheie cu adevăr, dar orice valoare, chiar adevărul însuși, frumusețea, binele, tot ce vreți noastră, nimic nu poate exista, nimic nu poate continua să se manifeste în plenitudinea sa, să intre din latență în dinamică, fără a avea un parcurs, o disciplină, o coerență. O coerență. Este ca și cum am lăsat adevărul. E lumea în care trăim. Imaginați-vă că adevărul ar fi, știu și eu, un mijloc de transport, un vehicul, o mașină, o trăsură, o bicicletă, ce vreți noastră. Lăsăm aceste vehicule, oricare dintre ele sau toate la un loc, să călătorească dintr-un punct dat într-un alt punct dat, dar drumul până la destinație este un drum neprelucrat în niciun fel, cu prăpăstii, hârtoape, munți, dealuri, hăuri. Eu nu cred că oricare dintre aceste vehicule ar putea ajunge vreodată la destinație întregi și dacă ar face-o, ar fi profund afectate. La fel este și cu existența omului pe pământ. Omul, întreaga lui viață, viața lui fiind o călătorie în sine, nu face decât să călătorească pe drumuri despre care nu știe nimic. Nu știe decât că vrea. Nu e suficient să vrei. Fiecare om reprezintă o lume și un univers, o lume interioară, o lume cu mai multe lumi, lumea mentală, emoțională, această lume afectivă, o lume a fizicului, o lume a celulelor, o lume a fluidelor. Ei bine, toate aceste lumi a emoțiilor, a gândurilor, a lucrurilor, așa zise, concrete, fizice, a organelor, a fluidelor, toate aceste lumi, la rândul lor, creează o singură lume, individul uman. Omul, în subsidiar, de fapt, poartă cu sine aceste lumi. Ei bine, toate aceste lumi la un loc, care fac parte din om, trebuie să parcurgă, să facă o călătorie. Omul, aproape de când se naște, omul în societățile actuale, contemporane, poate în societățile umane ale ultimilor sute de ani, poate 1000, poate 2000 de ani, pentru că în orice caz nu așa a fost dintotdeauna, aflăm dintr-o istorie referitoare la evenimentele cu mult trecute, foarte îndepărtate ale omului, istoria omului care premerge omului și ființei actuale, o istorie veche de mii de ani, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 de ani și poate mult mai mult, pentru aceia care au studiat-o, ne indică faptul că, virgulă, cândva, omul era o ființă încă de la începuturile vieții sale, cum să vă spun, inițiată în adevărurile, în adevărurile existenței, că a existat o vreme când existau orașe făcute fizic, erau construite în cerc, imitau și încercau să reproducă forța soarelui, forța sferei, forța anumitor forme care pot înmagazina în ele însele curgerea perfectă a energiei și a informației, pentru că într-un fel va curge energia și informația într-o formă geometrică precum triunghiul, altfel va curge într-o sferă. Ei bine, de la felul în care erau construite orașele, de la felul în care omul își începea lunga sau scurta, cum vreți să o considerați, călătorie prin viață, încă dinainte de a se naște, puiul de om primea inițieri din pântecele mamei, lucruri pe care le întâlnim la civilizații inițiatice străvechi. Cine poate citi Zecharia Stichins, cine poate citi Blavatsky, cine poate citi Steiner, cine poate citi mulți alți autori de gen inițiatic care ne vorbesc cu claritate, ne argumentează, ne fac trimiteri și ne dau coerent informații și cronologic despre istoria societății umane în care omul trăia pur și simplu, nu aștepta să-i se livreze viața.
eu îți livrez educația, școala îți livrează educația, eu ți-am dat nu știu ce, nu știu cine îți va... Nu, omul era învățat să trăiască prin sine însuși, să se raporteze corect, cu respect, cu iubire, cu înțelegere, la forțele înconjurătoare, să respecte chiar dacă nu putea cunoaște în mod intim, personal, direct și imediat această forță care guvernează viața și o numim divinitate. Omul era totuși învățat. I se spunea faptul că, vezi, trăiești într-o multitudine de factori, de vieți. Mai există în jurul tău specii, forța manifestă a vieții, care, uite, se reflectă în foarte multe aspecte. Există forme de relief, anotimpuri, ființe, nenumărate ființe pe care poate nu le vom cunoaște niciodată. Dacă te vei întâlni cu ele, respectă, e viață. Nu ucide, decât dacă vreodată ți este cu adevărat necesar să te hrănești, să supraviețuiești. Respectă, îngenunchează când ai un copac, spune rugăciune, cereți iertare. Spune-i de ce urmează să o faci. Respectă viața. Ei bine, de la un mod de viață cândva trecut, și totuși care a existat, până la ceea ce s-a ajuns a trăi în zilele noastre, în care totul este, de fapt, doar o exprimare brutală a omului, care încearcă să se impună, să abuzeze de tot ceea ce îl înconjoară, eu pot, eu vreau să dețin. De unde a plecat cândva făptura umană și unde a ajuns este un drum atât de lung, încât avem senzația că ceva nou ni se întâmplă, nu e adevărat ce așteptăm să ne trezim. Expresia pe care în ultimii, știu, cel puțin 2-3 ani am auzit-o tot mai des, oameni spunând, domne, aștept să mă trezesc, parcă e un coșmar. Trăim vieți totuși încărcate de o extraordinar de mare inutilitate. Nu se poate să mă fi născut doar ca să fac niște școli, să trec de la părinți la soț sau băiatul de la părinți la o căsătorie și el la rândul lui. Nu se poate ca totul să fie doar îndatorire și muncă pentru ceva care de fapt, da, bine, aparent mă împlinește, mă face să intru în ceea ce se numește în rândul lumii. Dar nu, viața e mai mult decât atât. În mine, în pieptul meu, la ușa pieptului meu, cineva bate și întreabă, cine ești? De ce te-ai născut? Pentru ce existi? Către ce te îndrepți? Da, bine, ai crescut, ai făcut școli, ai un serviciu, te-ai căsătorit, ai copii. Îți plătești ratele la bancă. Ok, din punct de vedere material, strict al vieții fizice, tu pari să te fi înscris în parametrii cei mai optimi ai existenței, de altfel doar fizică. Dar cine ești? Pentru ce te-ai născut? Ce crezi că s-ar fi întâmplat cu viața ta dacă datele probleme ar fi fost altele? Făcând un exercițiu de imaginație, anume că este cu putință să ne fi născut cândva, poate chiar aici sau poate pe altă planetă, unde să nu fi existat noțiunea de materie, materialitate, cumul, mașini, case, conturi, școli, averi și tot astfel de lucruri dobândite, invenții umane, atât de nenecesare și vedem chiar care ne împiedică să aflăm cine suntem cu adevărat. Creații ale minții umane care de fapt ne îndepărtează, fiecare acest gen de creație ne îndepărtează tot mai mult de ceea ce suntem cu adevărat, dar ce suntem cu adevărat. Ei bine, pornind de la Mahatma Gandhi, care pleda și a pledat întreaga viață pentru ceea ce el a numit Satyagraha sau puterea adevărului, stăm și ne întrebăm, încercăm în puținele noastre clipe, când suntem liberi, încercăm să medităm și să ne punem întrebarea ce este adevărul, ce este puterea adevărului, care adevăr, pentru că fiecare ființă umană consideră că ea deține un adevăr. Care adevăr? Care este adevărul suprem? Că ce? Până la urmă, că ce? Adevărul că tu ești bărbat, că tu ești femeie, că tu ești medic, că tu ai 40 de ani, că tu ai 80, că tu ai 15. Adevărul că trăiești într-o țară și nu în alta. Acestea sunt adevăruri tranzitorii pentru o ființă care se lășluiește într-un vehicul al conștiinței numit trup și care cândva va pleca din această cum să-i spun, stațiune, localitate unde omul trăiește ca într-o vacanță, planeta Pământ. Aici, dacă vreți, omul încearcă să se desfete cu bunurile unei lumi
aparent o lume a imediatului. Ai imediat lucruri sau le poți crea în timp scurt. Vedeți, noastră, ni s-a dat un vehicul pentru conștiință și pentru ceea ce suntem cu adevărat trupul. Am fost aduși într-o lume. Am fost lăsați să ne naștem și să intrăm în lumea manifestă, pe o planetă unde putem modela asemenea unei materii precum plastelina, nu? Pe care o modelează copiii la școală. Am fost lăsați să modelăm nisipul, să devină poate sticlă. Am fost lăsați să modelăm lemnul copacului care poate să devină ce vreți noastră, inclusiv mobilă. Trăim într-o lume în care putem modela materia și să o înțelegem. Noi nu asta facem. Noi nu încercăm să o înțelegem, ci doar în mod frust, egoist, ne folosim de tot ceea ce ne înconjoară ca să obținem lucruri pentru nevoile mai degrabă imaginate, nevoi imediate, dar mai degrabă imaginate, pentru că veți remarca, dacă ați putea studia cu mare atenție și cu maximă seriozitate viața pe care o trăiți, poate ați remarca, surprinși, întristați, că nu vă trebuie tot ceea ce dețineți și tot ceea ce sperați și visați că veți deține la un moment dat. Pentru că la fel de bine veți remarca, poate cu multă durere, cu spaimă chiar, că cu cât veți deține mai multă materialitate, lăsând deoparte, omisând, uitând de aspectele spirituale, cu cât veți deține mai mult din această materie, cu atât veți pierde mai mult din esența ceea ce sunteți cu adevărat. Tot este și firesc, nu este o pedeapsă. Este o consecință a faptului că ne îndreptăm obsesiv către un lucru, omisând orice altceva în jurul nostru. Nu mai dăm și nu mai acordăm atenția cuvenită a ceea ce suntem cu adevărat. Ei bine, Mahatma Gandhi pentru asta a luptat o viață întreagă, să pună în evidență faptul că omul, în esență, într-o lume, ca o paranteză vă spun, într-o lume în care la început de secol 20 Mahatma Gandhi vede atâtea violențe în India, castele care se luptau între ele, trecătorii, cei care tranzitau India, refugiații, aveau adesea loc războaie între caste, între diversele caste din India și erau slaughtered, cum spun englezii, erau măcelăriți. Deci el a trăit într-o perioadă a Indiei, care încă nu devine stat, abia undeva în jurul anului 1947-1948, India își capătă independența, iese de sub tutela Marii Britanii, dar India a trecut printr-o perioadă în aceea, de început de secol 20, aproape jumătate de secol 20, de lupte interne, lupte intestine fantastice, de o cruzime inimaginabilă. El pleacă în lume, practică, avocatura, înțelege, vede că este cu putință în alte părți să trăiești altfel, înțelege, are o deschidere către posibilitățile unei lumi reală, lume dar care poate trăi fără toate aceste obsesii, obsesia pentru castă, obsesia pentru avuție, pentru cine sunt eu, aici fiind, dacă vreți, marele păcat a unei indii, presupus a fi extraordinar de spiritualizată de la... De atunci, din vremurile de demult, când pe acele teritorii se pare că s-au dat tot lupte, dar lupte cu alte forțe și alte civilizații, deloc planetare, ci extraplanetare, o Indie străveche care își obține prin locuitorii săi supremația și își capătă și își obține libertăți și așa mai departe, peste milenii, iată, ne aflăm la început de secol 20 într-o India brutizată, unde Gandhi, tânăr, încă de copil, vede, simte, studiază, observă, adolescent apoi, și tânăr, pleacă peste mări și țări, făcând anumite promisiuni mamei lui că nu va face anumite lucruri, că va păstra și va onora în continuare credințele și principiile străvechii indii, dar plecând mai departe în lume și intrând în contact, apropo de adevărul, puterea adevărului este unic sau nu, da, constatăm încă o dată în plus că adevărul este unic și că nimic din ceea ce închistează ființa umană nu se înscrie
în perimetru și în ceea ce ar putea fi definit ca adevăr, pentru că adevărul este că ființa umană, ca oricare altă ființă, ar trebui să trăiască fără granițe interioare, fără granițe exterioare, că se poate trăi în pace, în libertate, că ideea de castă nu este o idee despre adevăr. El, la un moment dat, Gandhi, când se reîntoarce în India, este chiar respins de către ei săi, exclus din castă. Deci tot felul de obsesii și fixații care țin de acest context, aceste contexte ale unui social abrutizat și profund denaturat și neavând nicio legătură cu evoluția. Gandhi, cel care a plecat în Africa, Gandhi, și care se reîntoarce în India, Mahatma, de fapt ce vine să facă? Vine să arate lumii și să explice prin puterea înțelegerii sale și prin aceea că el dobândise cunoașterea, fusese la școli, văzuse lumea, își rafinează intelectul, cunoaște, acceptă. Devine, chiar dacă nu înțelege, devine un om deschis, acceptă, studiază, pledează pentru non-violență, pentru acceptare, pentru înțelegere. Vine să ofere unei societăți abrutizată de credințe străvechi și deloc firești, chiar împotriva adevărului, că viața înseamnă libertate, înseamnă curaj, înseamnă să explorezi, înseamnă să cunoști, înseamnă să accepți. Vine și încearcă să explice acestei societăți abrutizate de atâtea și atâtea fixații și fiecare lucru unde totul trebuia contextualizat, pus într-un context social, religios, filozofic, politic, geopolitic și așa mai departe. O lume extraordinar de îmbâxită de rigori până la urmă, de rigori necesare. Nu trebuie să fac parte dintr-o castă ca să mă respecti. Nu trebuie să fac parte dintr-o castă ca să ne înțelegem eu cu tine. Nu trebuie să fac parte dintr-o castă ca să evoluăm frumos împreună. Nu trebuie să fac parte, să fiu parte a unui context social și religios ca să ne putem respecta reciproc dreptul la viață. Nu. Nu, ar putea să și dispară din limbajul nostru comun, din vocabularul unei limbi, multe cuvinte, precum context, precum, știu și eu, regulă, precum normă, precum dogmă, da? Dogmă, adică cale dreaptă. Până la urmă, singura cale dreaptă a unei ființe trebuie să fie iubirea. Iubirea, singurul context în care trebuie să trăiască, mai ales ființa umană, pentru că o să vă spun ceea ce va fi dureros pentru noi ca oameni. O să vă spun că multe alte ființe respectă cu o forță extraordinară și o continuitate incredibilă această regulă, să-i spunem regulă, dar nu e o regulă, e un dat. E un dat al firii, umane, non-umane, animale, vegetale, de a trăi și de a-și urma acea coerență energo-informațională existentă în mental și în suflet, care vin și îți spun, fă asta, nu fă asta, aici apără-te, aici retrage-te, aici taci, aici exprimă-te, acum odihnește-te, acum mănâncă, bea apă, admira apusul, răsăritul, toate acestea sunt puse în noi. Singurul context pentru care pledează și Mahatma Gandhi și vine să spună lumii între, singurul context pe care omul ar trebui să-l respecte este contextul ființei sale interioare, să respecte acest dat care era deja pus în noi, nu mai trebuia să inventăm nimic, niciun context, fie el religios, politic, social și mai grav, context sexist. Trăim de multă vreme, foarte multă vreme, trăim într-un context sexist, noi, societatea umană. Dacă în sudul Greciei actualmente, în anumite zone din sudul Greciei, găsim societăți și mini-societăți, mini-comunități, sate, comune, unde femeia este la putere și deține, dacă vreți, o putere într-un social foarte bine așezat, acolo încă vorbim despre o societate matriarhală, da, există, și sunt societăți studiate cu foarte mult interes de către sociologi, antropologi. Există comunități în diverse locuri ale lumii, inclusiv în Europa.
da? Unde femeia, dacă vreți, deține un control al lucrurilor și al evenimentelor cotidiene și așa mai departe, a modului în care ele se desfășoară, femeia fiind recunoscută ca forța într-o comunitate, ea impune regulile, ea, dacă vreți, organizează treburile gospodărești ale societății respective, societății umane. Bun, dacă există totuși comunități și societăți unde ne întâlnim cu această formă de matriarhat care ne face sau nu să zâmbim și unde lucrurile merg destul de bine, totuși, în mare parte din arealul acestei planete trăim într-un context sexist, anume de natură masculină, de natură patriarhală, unde lucrurile pot merge bine sau nu. Ideea este că trăim într-un context în care genul ființei, ce deține ființa și așa mai departe, dau un curs respectivei societăți. Societatea umană, oriunde, dacă vreți, aproape, oriunde, nu chiar oriunde, pe acest glob și în societățile, așa zis, evoluate, din punct de vedere economic, tehnologic și așa mai departe, mă rog, civilizațional se spune pe de-a întregul, deși nu aceasta e civilizația, să ai tehnică și pe de altă parte să rămâi o ființă abrutizată, care e capabilă de orori, atrocități, războaie, nedreptăți, prea multe, cotidiene, nesfârșite. Dacă am refuzat să trăim într-un context, pentru că toate aceste contexte, sexist, religios, social, politic, toate acestea la un loc formează, de fapt, un context, un singur context. Este legea pe care individul uman o impune și o consideră necesară trăind în ea, ghidându-se după această lege pentru a, vezi, Doamne, îi merge bine și a evolua. Singurul context pentru care pledează și Mahatma Gandhi este un context al iubirii, al înțelegerii, al întrajutorării, un context în care omul ar trebui să înțeleagă că singurul lucru care ar trebui să fie primordial în viața lui ar trebui să fie pacea lăuntrică, echilibrul, că totul se poate rezolva, că nu trebuie să se ajungă la violență, că violența este de atâtea feluri, de la cea mentală, emoțională, verbală, de atitudine, de gestică, de mimică, că violența îmbracă atâtea forme și că provoacă și că întreține și că generează mai departe, din rău în mai rău, în mai rău. Dar cea mai mare formă și cea mai puternică formă de violență de care Mahatma Gandhi sau despre care Mahatma Gandhi încearcă să vorbească este de fapt autoagresiune. Autoagresiunea ființei omenești. În care această ființă omenească neînțelegând să intre în rezonanță și în acord cu sine însă și să-și cunoască adevărata structură, să-și cunoască adevărata genă. Adevăratul genom al ființei umane este unul de sorginte divină. Adevărata esență a ființei umane este o esență divină. Că spiritul care a generat și întreține toată acea gamă de experiențe care la rândul lor au generat conștiința. Că, virgulă, conștiința la rândul ei a generat alte structuri și toate acestea compun, printre altele, ființa umană și nu numai, că totul este ceva fascinant. Dacă vreți, jocul de viață umană, vegetală, minerală, animală, că mai există ceva între fiecare dintre aceste structuri. Că între animal și uman se poate să existe, știu și elfic, nomii, că pot exista alte structuri pe care noi nu le identificăm ca atare, nu le cunoaștem, că avem o verigă lipsă. Ei bine, Mahatma Gandhi pledează pentru cunoaștere. Cunoașterea ne scoate din această vibrație a abrutizării, a bestializării, a autobestializării, în care pentru noi lucrurile aparent sunt clare, de aici până aici, că asta trebuie făcut, că asta nu. Mahatma Gandhi vine și încearcă să scoată omul din această frecvență și din această rezonanță a dualității. Da și nu.
Dar poate că există altceva între da și nu. Poate că există altceva între mine și tine. Poate că ceea ce aparent ne diferențiază, de fapt ne unește. Poate că tu ești o parte a mea și ne completăm. Poate că eu sunt mintea și tu ești sufletul. Poate că sunt sufletul și tu ești mintea. Poate că forța mea, dominanta a mea, este de natură mentală, a ta este de natură emoțională. Poate că uniunea dintre noi, sub forma unei prietenii, sub forma unei căsătorii, sub forma a ce vreți noastră, ar putea genera mai departe adevărata evoluție, să sprijine manifestarea vieții și forțelor vieții. Vedeți noastră, ca să ajungem la Satyagraha, concept pentru care Mahatma Gandhi, cel care avea să devină Mahatma, mai înainte Gandhi, ulterior Mahatma Gandhi, această Satyagraha pentru care acest spirit luminat pledează și înaintea lui au făcut-o atâția alții și au dat nume același lucru, păcii, iubirii, luminii interioare. Pentru această Satyagraha, în final, Mahatma Gandhi este ucis. Este ucis cu 3 focuri de armă de către o minte autodeclarată radicală, care vedea doar într-o direcție, că India trebuie să rămână așa cum era, că era bine, că India n-ar fi trebuit să se deschidă către alte valori. Mă gândeam și, în mod special astăzi, întreaga zi până acum, la această emisiune, mă gândeam de ce toate marile spirite, toate spiritele luminate ale unei lumi umane, în diversele perioade istorice, care au venit și au încercat să ducă mai departe, să determine evoluția concretă, consecventă și coerentă a unei comunități umane, de ce aceste spirite și aceste ființe au sfârșit prin a fi, prin a le se lua viața? Ele venind și pledând de altfel pentru pace, non-violență, sfârșesc în urma unui act de o violență inexplicabilă, deosebit de brutală. Să ne întrebăm cu toții de ce adevărul nu poate să intre în lume. De ce adevărul este primit încă după 2000 de ani cu pietre și că dincolo de Osana fiului David și că dincolo de Te iubim Mahatma au existat pietre, gloanțe și că dincolo de încercarea fiecărui spirit luminat de a duce mai departe o societate, în final, totul se sfârșește, repet, cu pietre, cu gloanțe, cu negare, cu lepădare. De ce ființei umane este imposibil, dacă mai este încă umană și nu este stăpânită de altceva, și chiar acel lucru care stăpânește ființa umană, de ce refuză să vadă lumina? De ce refuză să îmbrățișeze creația lui Dumnezeu? De ce vanitatea distruge tot sensul existenței? De ce vanitatea ne fură fericirea? De ce lăsăm vanitatea să ne fure sănătatea? Zilele îndelungate sau ani îndelungați în zile? De ce orice începe bine se sfârșește sub o ploaie de pietre sau gloanțe? De ce orice încercare a ființei umane de a atinge deziderate sublime, precum, nu, fericirea, sănătatea, prosperitatea, de ce totul se sfârșește? Suntem îngenunchiați și copleșiți de neînțelegeri, de pierderi, de lucruri extraordinar de grave, precum asasinate și așa mai departe. De ce a ajuns umanitatea unde a ajuns în ziua de azi? De ce profeții cumplite, precum acelea făcute și de părintele Senie Boca, un părinte, știu și eu, de care aminteam și rândul trecut, cu toate că nu e cel mai reprezentativ, Elpidie, Maica Iorg, Nostradamus, foarte mulți profeții ai timpurilor trecute, prezente, contemporane, Ilmayer, Alois Ilmayer și mulți alții, care spun că în acele vremuri de pe urmă, din nou și încă o dată în plus, va avea loc un război între lumină și întuneric, aparent se va manifesta, va fi ca o luptă între religii, între religiile lumii, nu? Și trăim, iată ce se întâmplă.
preot creștin îngenunchiat și, nu, în Paris, recent, înjunghiat, valorile creștinismului sunt, iată, trăim vremuri în care sunt distruse, se dorește îngenunchiarea dinspre o parte a lumii către cealaltă a lumii, vine tăvăluc peste noi o religie care dorește să îngenuncheze, încă o dată în plus după 2000 de ani creștinismul, să fim și, vedeți, apar din nou mucenici, trăim o perioadă în care apar din nou mucenici. La asta mă gândeam când acel preot în Franța a fost îngenunchiat și chiar în biserică și înjunghiat de către reprezentanții ai unei așa zise religii, pentru că ei nu reprezintă cu adevărat islamul. Sunt facțiuni radicale, pentru că se pare că întunericul pune tot mai mult stăpânire pe tot ceea ce a fost bun și este încă bun. Acești oameni scăpați oarecum, sau cum să le spun, nu vreau să-i jignesc câtuși de puțin, care nu mai văd lumina, care nu vor să o vadă, care refuză, care vor să pună stăpânire pe valorile, pe credințele, pe restul credințelor umanității, ei de fapt se luptă cu însuși Dumnezeu. Deci s-a ajuns atât de departe să privim în jurul nostru nu doar că ființa umană refuză în ea însăși orice satia graha, orice putere a adevărului, nu doar că refuză celui mai apropiat dintre semeni, mamei, tatălui, fratelui, unui prieten, adevărul și pacea, lăuntrică și pacea dintre ei. Ei bine, s-a ajuns și ne-am reîntors la un stadiu, dacă vreți, prehristic, în care triburi și caste, comunități și ce vreți noastră, se luptau și azi erau, mâine nu mai erau, sfârșeau comunități umane într-o mare de sânge, se bestializau reciproc triburi. Azi ne plecăm, vezi, Doamne, cu respect în fața ceea ce a fost vikingii. Oare ce au fost vikingii și ce au lăsat în urma lor? Deci, o istorie precreștină și nu numai, că și după aceea, care aduce sânge, aduce sânge și impietează existența omului cu multe atrocități și bestialitate, practic este reactivată în lumea modernă prin aceea că noi purtăm în noi înșine războaie înfiorătoare, cumplite, infernale în noi înșine. Iată și iată, am ajuns să exteriorizăm infernul interior în tot ceea ce se vede, pentru că lumea în care trăim actualmente nu este decât o reflecție a sinelui. Am adus războaiele noastre interioare, le-am scos la vedere. Războiul interior a devenit războiul dintre om și om, dintre oameni și oameni, dintre comunități și comunități. Nu se mai înțelege nimeni cu nimeni, astfel încât, iată, încă o profeție, încă o dată în plus o profeție s-a împlinit, că la sfârșitul vremurilor din nou vom trăi ca într-un turn al Babilonului. Va vorbi om cu om și nu se va înțelege. Va vorbi om cu om și nu va ști ce a spus. Se va întâlni om cu om și se va respinge. Nu va mai exista prietenie între oameni, iubire, respect. Cum spunea un călugăr la începutul secolului 20, o profeție extraordinară, dureroasă, dar atât de adevărată. Veți ști că a venit să știu vremurilor când nu va mai exista cărare de la vecin la vecin. Această sintagmă, această metaforă vrea anume să indice faptul că în acele vremuri în care nu va mai exista cărare, nu ne vom mai căuta unii pe alții. Nu vom mai căuta nimic. Vom trăi închiși în noi înșine, închiși în casele noastre, închiși în turnurile noastre, în vilele, în conacele noastre. Ne vom crea turnuri și nu de filde, ci de piatră. Turnuri pustiitoare, care nu ne va mai interesa ce face vecinul, nici măcar ce face părintele nostru, o mamă, un tată, în care ne vom mulțumi să dăm o dată la o lună un telefon sau poate săptămânal sau poate ne va fi suficient să dăm mesaje cu prescurtări și așa mai departe. Într-o astfel de lume în care nu corijăm aceste lucruri, credeți că este cu putință să găsim alinare și vindecare? Într-o astfel de lume în care suntem farisei cu noi înșine, farisei cu oricare dintre apropiații noștri, care zâmbim fals, în care răspundem cu minciuni, în care ne propunem proiecte în care nu includem pe nici unul dintre cei apropiați nouă, care nu suntem devenit incapabili să mai facem parte dintr-o comuniune numită
prietenie, numită familie, numită vecinătate, numită, cum vreți noastră, colegialitate și așa mai departe. Într-o lume în care suntem incapabili să mai facem parte din ceva, credeți că mai este cu putință să găsim vindecarea? Vindecarea însemnând un drum, cel puțin în doi, cel puțin în doi, către sine, Dumnezeu și omul. Dumnezeu călăuzindu-l pe om către adevăruri, către satia graha, către puterea adevărului. Acesta ești tu. Aici ai ajuns. De acolo ai plecat. Așa ai acționat. Iată ce ți se întâmplă. Trebuie să te dezbari de aceste neadevăruri, să le lași deoparte, să te ierți. Nu-ți cer să te condamni, să te ierți, să te analizezi, să observi, să vezi adevărul așa cum este, că ai greșit și că te poți îndrepta oricând în orice clipă. Trăim într-o lume în care satia graha, încă din vremea lui Mahatma Gandhi și poate cu mult înainte, încearcă să se manifeste în lume și nu poate. Satia graha sau puterea adevărului se sfârșește cu sub o ploaie de pietre sau gloanțe. Puterea adevărului, că nu este bine, că ceea ce facem dezechilibrează o lume creată, nu știu dacă remarcați și nu știu dacă noi putem înțelege cu adevărat cât echilibru s-a pus în această lume, pentru că la cât dezechilibru a generat fiecare ființă umană a ultimilor, cel puțin 2000 de ani, această planetă ar fi trebuit să se facă praf, să se fărâmițeze, să nu mai existe, să facă implozie în ea însă, sau pur și simplu să explodeze, să tulă de câtă răutate, sânge, bestialitate s-a comis pe această planetă. Vă dați seama cât echilibru există în această ființă, în această planetă și pe suprafața ei, de totuși lucrurile au putut fi din nou echilibrate, din nou s-a putut merge mai departe. Dar părerea mea este că în cele din urmă, pentru că avem nenumărate alte păreri a celor de lângă noi, preoți, inițiați, sociologi, antropologi, istorici, și în cele din urmă vin și eu și îmi permit să spun, cred din ce observ și din ce remarc, că nu se mai poate, că lumea s-a sfârșit și în fiecare zi, în mod vizibil, încă ceva se sfârșește. Puțina pace, puținul echilibru existent în oameni, între oameni, în societățile umane, se sfârșește tot mai mult și că acest turn al Babilonului în care trăim noi ca societate umană a devenit aproape incomensurabil, uriaș, se tot înalță către un infinit al lucrurilor mărunte, al exasperării și al pustiului, în care nimeni nu se mai înțelege cu nimeni, în care doar că deschizi ochii dimineața și privești în jur și deja te simți obosit. De faptul că urmează încă o dată în plus să trăiești o zi în minciună, în disimulare, în prefăcătorie. Ei bine, încerc să vă spun cu toate acestea, prin satia graha, prin puterea adevărului, care mai poate încă să intre în lume, că nu, nu avem nicio șansă să ne găsim alinarea și vindecarea, ne dezbărându-ne de toate adevărurile, dacă se poate, dacă nu măcar de toate neadevărurile majore cu care în fiecare zi intrăm în lume. Fiind fiecare zi intrăm în lume afirmând despre noi înșine și despre alții lucruri care nu sunt adevărate. Ce faci? Bine. Cum ți-a fost ziua? Bună? Cum ți se pare X? Ok. Ce părere ai despre? Dar cum te simți așa, în general? Bine, sunt excepțional, am făcut aia, am făcut ailaltă, vezi noastră, mințim cu nerușinare în fiecare clipă. Nu suntem bine, nu ne este bine. Zâmbim, cum ești? Sunt bine, nu. Marea majoritate a celor care ne înconjoară și se numesc indivizi umani, ca și noi, duc în fiecare zi, în sufletele lor poartă, dureri, neînțelegeri, neacceptări, tristeți, depresii, disperări și totuși zâmbesc,
afirmă că sunt bine, se luptă să acumuleze și mai mult materialități care eventual, da, de necontestat faptul că fiecare om își dorește să se pună la adăpost de lipsuri, dar încerc să vă spun un singur lucru, în lupta pentru a dobândi toate aceste lucruri care, da, pe fiecare dintre noi ne-ar pune la adăpost de această luptă acerbă pentru așa zisă supraviețuire, să nu uităm totuși din ce suntem cu adevărat constituiți. Că noi cu adevărat suntem formați din cu totul și cu totul altă substanță. Că dacă sufletul ne moare încet, nu o să putem pune în locul lui nici, nu știu, care obiect achiziționat ieri în casă, nu o să-l putem acoperi cu ultimul obiect de vestimentație obținut, cumpărat. Să înțelegem că în fața adevăratelor forțe ale vieții, noi suntem nuzi, suntem vizibili, suntem imediat recunoscutibili și ușor de identificat, că îngerii știu cine suntem, că spiritul nostru știe cine suntem, că mintea noastră, oricât am minți eu, taci, lupta dintre suflet și minte, una spune mintea, alta sufletul, că această luptă, că alienarea individului modern, că scindarea în care trăim și ne-am obișnuit să o numim normalitate, nu are nimic de a face cu ceea ce totuși încă mai căutăm și se numește alinare. Ne căutăm pacea interioară, ne căutăm acea liniște pe care nu o mai avem. Încă de când intrăm, eu cred că omul nu mai are acea pace încă din primii ani de școală. Se luptă să obțină copil fiind niște note să nu-l certe părinții, profesorul crește, se luptă pentru un examen, o treaptă, a terminat cu școala, se luptă pentru un serviciu, toată viața, tot restul vieții, timp în care se mai luptă pentru dobândirea unei familii și a tuturor necesităților care să țină acea familie unită și lipsită de griji. Omul este într-o permanentă luptă, cred că cel puțin conștientizată, încă din primii ani de viață. Tot timpul se luptă să obțină ceva pentru ceilalți și aproape niciodată pentru sine. Ori vindecarea, alinarea, îmi cer scuze, pacea interioară, nu au ce căuta într-o ființă scindată și veșnic plecată la vânătoare. N-ai cum. Pacea nu există în vânător. Vânătorul este în permanență întins la maxim ca un arc, privind în jur și încercând să identifice vânatul. Numai că omul, spre deosebire de alte specii, în același timp, în simultaneitate, are prea multe lucruri în vizor pe care așteaptă să le vâneze. Omul este o ființă nefirească. Nu poți, nu se poate să vânezi în același timp sau să te focalizezi către atâtea ținte și să pretinzi că mai rămâi într-o stare de echilibru, de pace, de relaxare. Omul este în permanență, toată viața, într-o stare de agitație. În această stare de luptă cu sine, cu sufletul lui, cu mintea lui, cu părintele, cu nu știu ce, idei, cu în familie, ați văzut, rare ori întâlniți familii care să se înțeleagă pentru că el vede într-un fel viața, ea îl vede în alt fel, ea vrea să dea o educație copilor, el vrea altceva, ea vrea să meargă nu știu unde, el vrea în altă parte. De la lucrurile cele mai neînsemnate până la cele mai importante, omul este veșnic scindat. Mahatma Gandhi ce face? Vine și încearcă să explice omului, omule bun, pune-te de acord cu tine însuți, omogenizează-te, adună-te, observă, asumă-ți, cunoaște, meditează, stai, oprește-te, odihnește-te, caută-ți pacea interioară și nu pune preț pe lucrurile exterioare, că sunt trecătoare și vei pleca din această viață doar tu cu tine, cu sinele tău, cu sufletul tău, da? Către alte lumi și așa mai departe. Nu știu când a trecut timpul, dar iată că a trecut, s-a mai încheiat încă o emisiune. Sper să vă fi lăsat cu anumite gânduri, idei, să vă fi lăsat cu dorința de a medita asupra ceea ce s-a numit și se numește Satyagraha, puterea adevărului,
că sunt altceva și nu sunt doar un mecanism care luptă să obțină, să aibă, ci că eu nu m-am născut ca să am, ci ca să fiu. Vă rog, reamintiți-vă. Noi nu existăm ca să avem, noi existăm să fim. Reamintiți-vă. Și în această clipă nu mai uitați niciodată. Vă doresc o viață autentică în care să fiți și, Doamne ajută, ne revedem săptămâna viitoare.